meciul săriști, totul joacă dublu sau nimic. Luca, zâmbește la cameră, te rog frumos. Da, vă rog, bună dimineața. Un prim plan cu domnul Pastia, pregătit cum pentru zice dublu sau nimic. Vlad, prim plan. Prim plan. Prim plan. Mai sunt niște vorbe pe care nu le stăpânim, da. Și niște mai sunt niște. Prim plan nu este doar pentru oameni. Nu poți să spui prim plan de câine, de exemplu. Da, la cum e? E plan detaliu, cadru cu câinele. Cadru. Da. Și plan detaliu care e? Plan detaliu este foarte strâns, adică dacă îi filmează ochiul stâng ochiul al lui Luca în momentul ăsta, e plan. Nu detaliu. Dați plan detaliu cu Luca, vă rog. Abia am mâncat. Ce ai mâncat, Luca? Am mâncat ou fiert cu spanac. Ah, de-abia așteptam. Superb. Să le spui. Și Doamne. Două roșioare cherry și un cracker. Mamă, ne-ai făcut o poftă? Da, îmi plouă în gură. În felul acesta... Ce? Și urma când intră? Nu, azi nu. Fără șaorma, că e în doliu, că a luat foc. Nu, se, nu se pune. Băi, ăsta nu e în apele lui. Deloc. Deci ideea e că a ars în București, după cum știți, o șaormerie, au zis colegii de la știri care nu se pricep. De fapt, a ars un steakhouse cu șaormerie. Altceva. Este fripturieria șaormarilor. Da. Lumea o știe în București. Aia a ars. Am senzația că ne afundăm. Da. Eu zic să mergem foarte repede la Timișoara, unde ne așteaptă Ștefan. Bună dimineața! Salut! Salut, bună Ștefan! Dimineața. Bine ai venit! Bună. Ștefan? La fel. Bine v-am găsit! Bine, așa, bine, așa, bine, așa, gata! Nu ne prindeam ce și cum. Ce faci, Ștefan? Ce să fac? La serviciu. Cu colegii? Singur. Singur. Ce muncă prestezi solitar? Ce lucrați, Matala? Agent securitate. Agent de security. Bun! Da, pază la poartă, stai pe românește. La excelent. Bancă? La bancă sau? La poartă. Am poartă înțeles, de ieșire mașină. Poarta băncii sau ce fel la de la ce instituție te întreabă, Vlad? Acum, la Smithfield. Cu ce se ocupa? Cu purcei? Da, abătorul de porci. Gata, frate, gata, porci, gata, domnule, te-am gata, identificat. Stai, că lui Luca îi plouă în gură acum, da. E la Luca spanat. ai venit pe strada mea. Ștefane... Voi mă mai știți ca și Sighi din Timișoara. Am mai vorbit pe WhatsApp. A, mai dai mesaje, da. A. El ne tot dă mesaje. Bravo. Da. Sighi, gata, putem să zicem, da. Sighi acum? Ok, în sigur. Timpul concursului sau preferi, Ștefan? Cum vrei tu? Îți mai obișnuiesc cu Sighi. Sighi, câți ani ai, Sighi? 49, fac 50 pe 14 mai. Mulți înainte. Cunoști coordonatele concursului? Da, știu. E simplu, ai 6 secunde, răspuns corect, sper eu, da? Atenție să te încadrezi, da, în timpul ăsta. Și de fiecare dată când ai un răspuns corect, poți alege dacă mergi mai departe sau te oprești. Te oprești, rămâi cu banii câștigați până atunci, mergi mai departe, dar poți să-i pierzi. Da, știu. Bine. Gata, domnule, l-am preluat, e în custodia ta. Vrei să ne mai spui una alta despre tine, Ștefan? Sighi. Păi nu prea am ce să spun, ce să zic. Singur. Cam... Mai finit, mai... Vezi că te rog să treci peste emoții și pe de-o parte o să-ți prindă bine că ești singur, că te concentrezi. De multe ori ascultătorii noștri, uite și ieri a fost cazul, așteaptă ajutor de la parteneri sau de la colegi și mai degrabă îi încurcă. Bine, bine, Sighi. Sighi, plecăm de la 300 de euro și poți să dublezi până la 2400. Concentrează-te, da? Da. Deci doar primul răspuns și valorează 300 de euro, da? Bine, hai să începem atunci să-i dăm bătaie. 300 de euro. Sighi? Da? Da, am remarcat că te-a surprins vestea asta că pleci de la 300 de euro. Da, pentru că de obicei eram obișnuit să ascult 1, 2, 7, azi dimineață am fost la servici, pauză, n-am mai apucat să... 300 de euro, suntem oameni serioși, Dumnezeu. Pleci de sus. Bun. Hai, Sighi, vreau să te concentrezi. Că vreau să faci bani în dimineața. Uite, prima întrebare. Da. În ce oraș din Spania se află muzeul Prado? Barcelona. Ai un prieten în Barcelona sau ceva? Nu. În celălalt. Păi simplu mi-am folosit intuiția. Care e celălalt oraș din Spania? Din Spania, următorul ar fi fost Madridul. Trebuia să mergi pe Madrid? Da,
Deci a fost Madrid. Madrid era un muzeu mare de tot. Okay. Așa rău îmi pare, Sighi, că, adică am pus întrebarea asta chiar dacă era pentru 300 de euro, dar am respectat formatul ca prima întrebare să nu fie foarte dificilă. Și m-am gândit tocmai că până la urmă e 50-50, adică o fi mare Spania, dar intuitiv răspunzi ori Madrid, ori Barcelona. Ce mai era? Lisabona. Și ce 50-50? Că e cam 60 Madrid, 40 Barcelona. Cam așa o... Aici am fiecare care oraș îi place mai mult. Nu-i nimic, data viitoare. Sighi ține cu Messi, probabil, și l-a uitat pe Cristiano Ronaldo, că a și plecat de la Madrid. Sighi, îți mulțumim tare mult, spor la treabă și sărbători fericite. Baftă, Sighi, paște fericit. Numai bine. Altă dată. Dublu sau nimic, pleacă mâine de la 400 de euro, dublăm la 800, 1600 sau 3200. Multă baftă, vă așteptăm pentru înscrieri pe europafm.ro chiar acum. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.